Bună ziua tuturor! V-am chemat astăzi să vorbim despre poluarea aerului din București și vreau să discutăm despre poluarea din capitala României din trei mari motive. 1. Pentru că recent România a fost condamnată la Curtea Europeană de Justiție pentru depășiri constante ale lui PM10 în București. 2. Pentru că, deși în perioada stării de urgență, majoritatea dintre noi am stat acasă și traficul a fost redus în capitală, am avut constante depășiri de PM10 de asemenea. Și 3. Pentru că, deși avem la îndemână suficient de multe pârghii prin care administrația publică locală ar fi putut să reducă, evident, PM10 și această condamnare la Curtea Europeană de Justiție ar putea fi clasată, în continuare Primăria Generală a Capitalei nu le aplică. Am spus și săptămâna trecută, e nedrept ca o țară întreagă să fie condamnată din cauza unei administrații iresponsabile, cum este cea a municipiului București, de a implementa măsurile și cele potrivite, dar mai ales cele asumate, de reducerea lui PM10. Am fost condamnați pentru lipsa de credibilitate a măsurilor luate de către Primăria București și pentru cifrele constante de depășiri pentru PM10. Din păcate, în multe zile din perioada stării de urgență, aceste cifre au fost cu depășiri pentru PM10 în municipiul București. Le-am cerut colegilor o analiză a concentrațiilor în această perioadă pentru a vedea exact ce s-a întâmplat în capitala României în această perioadă a stării de urgență și, evident, și concluziile pe care astăzi aș vrea să vi le prezint. Am vrut, de fapt, să înțelegem de ce avem aceste depășiri, chiar și când orașul a fost aproape gol. O să încep cu prima concluzie, și anume că în această perioadă au fost constatate scăderi importante ale dioxidului de azot. De fapt, acest compus a fost la jumătate față de perioada de dinaintea stării de urgență, iar lipsa traficului s-a făcut simțită în valorile acestui indicator. Dacă observați, aceasta este evoluția dioxidului de azot în perioada stării de urgență și observăm cu toții că prin reducerea traficului din capitală, pentru că majoritatea bucureștenilor au stat acasă, valoarea pentru NO2 este la jumătate față de perioada de dinainte de starea de urgență. Însă compusul cel mai important în această perioadă și care poate fi de altfel și un vector de transport pentru COVID-19 este PM10. Cel pentru care suntem, așa cum am declarat și săptămâna trecută, reiterez și astăzi, condamnați la Curtea Europeană de Justiție. Acesta a înregistrat episoade cu creșteri importante în lunile martie și, evident, aprilie. Și avem momente în care acestea au depășit cu mult valorile limită de 50 de micrograme pe metru cub. Un astfel de exemplu sunt zile de 19 și 20 martie, când PM10 a ajuns la o valoare de 88 de micrograme la stațiile la Culmori și, evident, și toate celelalte stații. În 24 martie lucrurile au arătat la fel, de asemenea la toate stațiile. Aici avem, din păcate, și o chestiune mult mai gravă. PM10 a atins valoarea maximă de 443 de micrograme pe metru cub la stația Lacul Mori. De asemenea, avem pentru 26 și 27 martie 627 tot la Culmori, 570 la stația Bucurobor și, evident, 644 de micrograme pe metru cub la stația Cercul Militar. În toată această perioadă am transmis Primăriei Generale a Capitalei numai puțin de 7 avertizări pentru aceste depășiri.
Nici o avertizare a noastră nu a fost urmată de o vreo măsură a Primăriei Generale a Capitalei care să reducă și să elimine poluarea cu PM10 în București în această perioadă. Probabil o să vă întrebați de ce avem atât de multe depășiri cu PM10 în această perioadă de carantină, în această pandemie. O să vă răspundeți singur, plecând de la sursa lui PM10. PM10 este generat de trafic în proporție de 50%. Însă nu a fost cazul în perioada amintită, pentru că a fost o perioadă de carantină și, evident, de stare de urgență. PM10 este generat de nesalubrizarea eficientă a arterelor din București. Și nu o spun eu ca ministru, o spun specialiștii și, evident, acest lucru a fost asumat de către Primăria Municipiului București prin adoptarea acestui plan integrat de calitatea aerului. Evident că PM10 poate fi generat și de alte activități economice sau încălzire rezidențială în proporție de 8-10%. Prin urmare, aș vrea să înțelegem cu toții că orice român, fără studii privind calitatea aerului, își poate da seama ce stă în spatele acestor depășiri cu PM10 în această perioadă de carantină. Aici trebuie subliniat și spus foarte clar salubrizarea străzilor. Pentru că dacă am fi avut această salubrizare eficientă a străzilor din București, cu siguranță nu am fi fost în situația în care, chiar și atunci când Bucureștiul a fost aproape gol, să avem zile în care să avem depășiri pentru PM10. Așa cum am spus, am solicitat Comisarul Gărzii Naționale de Mediu să facă o controlare la primăriile de sector și Primăria Generală a Capitalei pentru a vedea exact ce s-a întâmplat, de ce aceste valori nu au putut fi ținute sub control și, evident, să nu avem astfel de depășiri. Pentru că aceste soluții pe care vă spuneam că stau la îndemâna oricărei administrații publice locale au fost trecute de către Primăria Generală în acest plan integrat de calitate aia. Planul primăriei vorbește de reduceri de până la 42% pentru PM10, doar dacă, citez, străzile capitalei ar fi spălate mecanic și eficient. Și atenție, tot planul despre care vă fac vorbire, asumat de către Primăria Generală a Capitalei, ar spune că am putea reduce PM10 în București cu până la 90% dacă aceste străzi, dincolo de a fi salubrizate eficient, spălate, ar fi și aspirat praful. Controlul Gărzii Naționale de Mediu s-a desfășurat la toate primăriile de sector și vine cu următoarea concluzie. În 2019 au fost salubrizați 832 de kilometri de artere, din cei 2462 cât are astăzi Bucureștiul. Adică e un procent de doar 41% din toată trama stradală a capitalei noastre. Restul prafului a fost purtat de vânt și, evident, a ajuns fie în locuințele noastre, fie în plămâni, fie în continuare pe străzile Bucureștiului. În ceea ce privește programele de salubrizare ale primăriilor de sector, la nivelul fiecarei administrații locale, acestea sunt departe de a reduce aceste depășiri. Și dați-mi voie să facem o trecere în revistă a celor declarate și prezentate ca și acte Comisarilor Gărzii Naționale de Mediu. Primăria Sectorul 1. Aceasta are un program de spălare a artelor din sector cu o frecvență de o dată pe săptămână. Cu acest ritm pe care și l-a asumat în 2019, doar 32% din bulevardele, străzile și trotuarele sectorului 1 au fost salubrizate.
În ceea ce privește primăria sector 2, aceasta și-a asumat doar 3 spălări pe an. Doar 3 spălări pe an și, evident, cu rezultate nesemnificative și ca operare, dar mai ales ca reducere a poluării cu PM10. În ceea ce privește primăria sectorului 3, aceasta și-a asumat doar un program amplu de măturare a străzilor și, evident, pentru luna martie spune că s-au stropit 4 artere și 52 de trotuare. Nu putem vorbi într-o capitală a României în 2020 de o salubrizare eficientă când tu mături și speli câteva trotuare atâta timp cât avem condamnare la Curtea Europeană de Justiție pentru depășirile cu PM10. Ca să nu mai vorbim că la primăria sectorului 4 nu avem absolut nicio măsură și vreo acțiune de salubrizare a vreunei străzi din sector. Ne vorbește doar despre un măturat mecanizat care cu siguranță nu face altceva decât să plimbe praful dintr-o parte în alta, spălând străzile și, evident, neaspirându-l. În ceea ce privește primăria sector 5, avem străzi în care ne spune că face salubrizare prin spălare de câte 7 ori pe zi. 7 ori pe zi, atât timp cât oricum, pentru 2019, din actele furnizate de ei, s-a realizat această măsură doar în 10% din zilele lui 2019. Cert este că aceste documente au intrat din nou în verificarea Comisarilor Gărzii Naționale de Mediu pentru a vedea cum pot spăla ei de 7 ori o stradă într-o singură zi. Primăria sectorului 6, de asemenea, are o singură spălare pe săptămână a străzilor și bulevardelor, iar pentru 2019 acest obiectiv a fost atins în doar 45% din zile. Cu această organizare, cu acest mod de abordare a problemei poluării cu PM10 din București și cu această atitudine a administrației publice față de bucureștini și probleme de mediu pe care le avem astăzi, este greu de crezut că putem reduce PM10 din București, din casele sau din plămânii noștri. Imediat după verdictul Curții Europene de Justiție, am solicitat primăriei municipiului București, primăriei capitalei, un plan urgent de măsuri, de acțiuni, pe care să îl implementeze astfel încât această condamnare să fie clasată de Curtea Europeană de Justiție. Evident că până astăzi nu am primit absolut nimic din partea administrației primăriei capitale. Aș vrea să mai punctez un lucru, pentru că în ultima perioadă au fost suficient de multe cazuri în care am avut acțiuni de incendiere în zone din jurul Bucureștiului, fie că vorbim de incendii de vegetații, miriști sau anvelope, pe care le-ați semnalat și dumneavoastră mass media, evident, foarte multe au fost reclamate de către cetățenii municipiului București sau cei din Ilfov. Trebuie punctat foarte clar. Acestea sunt acțiuni irresponsabile ale celor care le-au declanșat. În primul rând, au dat foc, au incendiat și apoi, mai grav, că au lăsat nesupravegheat locul și, evident, am avut suficient de multe probleme de mediu, evident, cu costuri foarte mari din partea celor de la Garda Națională de Mediu, APM-uri și mai ales cei de la ISU, care au, în urma obligației ce le revine, a trebuit să stingă și aceste incendii. Însă vreau să fie foarte clar, mai ales pentru cei care încearcă să mute poluarea cu PM10 din municipiul București, în curțile oamenilor din județul Ilfov, pe miriștele oamenilor, că aceste arderi nu sunt factorii sau nu sunt sursele de poluare cu PM10 din municipiul București. Aceste incendii creează mare disconfort populației, dar nu cresc aceste procente și, evident, microgramele de PM10 din stațiile noastre de monitorizare.
toată lumea trebuie să înțeleagă că poluarea cu PM10 din București nu vine de la problemele mai mici sau mai mari care se văd sau au miros. Poluarea cu PM10 în București, din păcate, și în această perioadă în care am avut această pandemie, pentru că am avut episoade cu vânt puternic și au tot antrenat praful purtător de PM10 de prin București, este din cauza faptului că administrațiile publice locale nu fac măsurile pe care și le-au asumat. Pentru că dacă ar fi să citesc și nu mi-am asumat eu, Primăria Municipiului București a scris și și-a asumat printr-o hotărâre de Consiliu Local, citez, la o măsură și evident cuantificarea măsurii. Se consideră că prin salubrizare eficientă, spălare, nu stropire, a străzilor în sezonul cald sau după topirea zăpezilor de pe carosabil, emisiile de particule din rest suspensie se reduc cu 50% în cazul spălării mecanice și cu peste 90% în cazul spălării urmate de aspirare. Sursa este același plan integrat de calitate a aerului pe care am solicitat încă de la preluarea mandatului, în urma întâlnirilor pe care le-am avut cu administrația publică a Primăriei Capitale și cele de sector, să-și implementeze măsurile pe care și le-au asumat ei, că vor reduce poluarea cu PM10 în municipiul București. Pentru că suntem la început de săptămână, astăzi, marți, aș vrea să vă spun că și arderile sunt o... Scuzați-mă, miercuri. Deja suntem miercuri. Și arderile ilegale sunt o problemă. Aș vrea să vă arăt niște imagini. Aceste imagini pe care le vedeți și dumneavoastră sunt de astăzi dimineață, de la Sintești, unde acolo au avut loc descinderi ale colegilor noștri de la Garda Națională de Mediu cu sprijinul poliției și jandarmeriei, unde au participat peste 160 de persoane. Am avut 40 de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, adică 20 de echipe care au controlat, și evident în momentul de față controlul este în desfășurare, operatori economici care erau autorizați sau nu privind colectarea deșeurilor, cei care desfășurau activități economice de reciclare, cei care ardeau sub o formă sau alta deșeuri, care în mod normal trebuiau să ajungă la valorificare. Bănuiala noastră este că aceste firme de colectare ard aceste cantități pe care în loc le recicleze, să le introducă în economia circulară, le ardeau. Din informațiile noastre preliminare, bănuielile noastre se confirmă, comisarii Gărzii Naționale de Mediu, descoperind depozite ilegale de deșeuri, zone cu urme clare de arde, de cauciucuri, cabluri, cu materiale fără acte de proveniență și, evident, cu multe, multe alte nereguli. În perioada următoare, după finalizarea raportului de control desfășurat astăzi, o să oferim și mass media și, evident, opiniei publice concluziile acestui control din această dimineață. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Vă rog, domnule. Mulțumesc, vă frumim. Ți-am urmărat focus energetic. Domnul ministru, am băgat de seamă că, bine, în centrul atenției este Primăria Capitale, pentru că din cauza acțiunii sau inacțiunii autorității locale am avut parte de această condamnare. Dar vreau să vă întreb, în afară de Primăria Capitalei, Ministerul Mediului s-a mai aplicat și asupra altor autorități locale? E adevărat, nu avem condamnări, dar pe ultima sută de metri am avut Brașovul, am avut Iașul, mai înainte am avut Timișoara. Și doi, e adevărat, deci partea imediată se referă la spălatul străzilor. Nu o fac.
Dar, cumva, comisarii de gărzi, experții de la Ministerul Mediului, au identificat și cauzele pentru care există praf pe stradă? Pentru că sunt locuitor al cartierului militar. Când a spus de stația de la Lacul Mării, acolo se face minunata străpungere, care este un șantier. Aceea să fie vina, nu știu, dau ca un exemplu, nu trebuie să fie o chestie exhaustivă. Mulțumesc. Pentru bună informare a opiniei publice. Și astăzi, ca și la preluarea mandatului, principiul de bază după care am guvernat și am condus acest minister, și o fac în continuare, este problemele de mediu nu au culoare politică. Pentru că dacă vă aduceți aminte, în luna ianuarie, în această sală, ne-am întâlnit de mai multe ori cu administrațiile publice locale din București, Iași și Brașov, tocmai pentru că aveam această procedură de infringement pe calitatea aerului, cu condamnare doar la Curtea Europeană de Justiție pentru București. Tot în această sală, trebuie menționat foarte clar că am mai avut o întâlnire apoi cu alte 11 administrații publice locale, 10 orașe din țară și un Consiliu Județean Prahova, pentru a vedea exact stadiul în care se află implementarea planurilor integrate de calitatea lor pe care și le-au asumat și erau administrații publice locale care urmau să-și facă pentru că au avut depășiri în ultima perioadă. Și tot atunci am discutat fie de programele administrației fondului pentru mediu și pentru 2019 și evident pentru 2020, când i-am informat că vom lua în considerare opiniile lor, ceea ce am și făcut, iar în programe pentru 2020 am prins măsuri care, sub o formă sau alta, să ajute atât cât putem noi din resursele noastre, ca și sprijin, să reducă poluarea în orașele sau în administrațiile județene. Vreau să menționez un lucru foarte clar, pentru că în orice stat din Europa, autoritatea de mediu, Ministerul Mediului pe care astăzi îl conduc, este autoritatea care reglementează sau monitorizează calitatea aerului, managementul deșeurilor sau strategia forestieră sau, evident, a apelor. În momentul de față, autoritatea publică locală este cea care coordonează traficul într-o localitate, este cea care autorizează șantierele, este cea care dă autorizațiile de construcții și toate celelalte lucruri, pentru că ea este, sub o formă sau alta, administratorul UAT-ului și a suprafeței pe care o coordonează. Pentru că aminteați de sectorul 6, cred că săptămâna trecută sau acum două săptămâni, viața trece foarte repede la minister, am fost, cred că, într-o zonă de la periferie, cred că era este sectorul 5, unde am vrut la fața locului să spunem că termenul pe care l-am transmis tuturor primărilor din țară, care au zone unde au, sper că au descoperit în urma verificărilor pe care le-au făcut depozite sub o formă sau alta ilegale sau necontrolate de deșeuri, acele zone să fie și ecologizate și igienizate, pentru că nu este firesc să avem proceduri de infringement și aceste zone să nu aibă un management asupra lor. Și aș vrea să vă spun, stimați colegi din presă, că nu ține aici că este vorba despre un operator economic sau o administrație publică locală. Pentru că dacă vă aduceți aminte, în sectorul 5 unde am fost, acea suprafață mare de teren care era acoperită cu deșeuri de toate felurile, majoritatea deșeuri provenite din construcții, ținea și de o autoritate publică centrală și erau și operatori sau proprietari privați. De aceea vă spun, atunci când vine vorba de șantierele capitale, fie că sunt ale operatorilor economici privați, fie că sunt șantierele instituțiilor publice, reglementările de mediu în vigoare trebuie respectate de toată lumea. Pentru că altfel, suntem noi cei care suferim cu toții în fiecare zi, din păcate. Și aș vrea să vă spun că astăzi, așa cum în fiecare zi cu legii, atât de puțin poate cât sunt ei astăzi, pentru că am moștenit un sistem sub o formă sau alta și subdimensionat și slab finanțat și evident mult subdimensionat față de ceea ce ar trebui să fie o gardă de mediu, am făcut un apel ca și polițiile locale de sector, care au polițiști locali în departamentele de mediu, să patruleze zilnic pe străzile municipiului București sau la periferii, în zona lor de activitate, pe perimetrul UAT-ului, să sancționeze ori de câte ori avem abateri
de la respectarea legislației de mediu. Pentru că, așa cum are și Primăria Generală a Capitalei și am solicitat și altor OAT-uri din țară, rapoartele privind starea de sănătate a populației făcute de către Institutul de Sănătate Publică relevă faptul că, așa cum am descoperit cu toții, din păcate, în această pandemie, acolo unde avem poluare, avem și o incidență mai mare a bolilor cardiovasculare și, evident, cele care, sub o formă sau alta, ne afectează tuturor sănătatea. Bună ziua! Vreau să mă întreb, în primul rând, dacă primăriile de sector au fost sancționate și, în al doilea rând, referitor la trafic, a spus și dumneavoastră că s-a redus în această perioadă. La ce vă așteptați de luni și ce sfaturi aveți pentru oameni? Poate unii au și înțeles ceva din această perioadă. Mulțumesc. Trebuie menționat foarte clar. 1. Primăriile de sector toate au fost amendate pentru nesalubrizare eficientă a străzilor. De asemenea, 2. Toate OAT-urile din București, inclusiv primarul general al Capitalei, au fost amendați pe persoană fizică pentru neimplementarea măsurilor pe care și le-au asumat prin planul integrat de calitate a aerului. 3. De luni încolo, din păcate și astăzi, pentru că suntem în continuare în stare de urgență, vedem că traficul în București a început să fie din ce în ce mai aglomerat. Sper ca administrația publică a Capitalei să fi înțeles cât de importantă este sănătatea populației și să întreprindă toate măsurile pe care și le-au asumat pentru salubrizarea eficientă a străzilor și nu numai, că nu și-au asumat prin acest PICA doar salubrizarea străzilor. Dar este cea mai la îndemână, este cea mai ieftină și din păcate este pentru neimplicarea lor, pentru irresponsabilitatea lor, cea mai ușor de implementat. Iar de luni încolo, când toți vom reveni la normal, treptat, pentru că vom intra sub o formă sau alta într-o zonă de relaxare, trebuie să fim și noi mai precauți atunci când vom ieși din casă. 2. Administrațiile publice locale din București și din toată țara, trebuie să fie mai atente la problemele de mediu. Îmi doresc în continuare și fac un apel ca toate administrațiile publice din țară, toate primăriile, să ecologizeze aceste zone care, sub o formă sau alta, atunci când avem depozitări ilegale sau necontrolate de deșeuri, din construcții sau mai ales menajere, pot fi focare de infecție și, evident, sănătatea poate să ne fie pusă în pericol. Și fac un apel către toate primăriile din țară, mai ales Primăria Generală a Capitalei, să uziteze de programele pe care le au, fie prin fonduri europene, fie prin fonduri guvernamentale, fie prin fonduri de la bugetul Consiliului Local, prin primăriei, pentru a investi masiv în mijloace de transport public în comun, de preferat electrice sau prietenoase cu mediul, astfel încât să încurajăm populația să circule cu mijloace de transport în comun, pentru a reuși să avem o calitate a aerului mult mai bună și mai prielnică vieții. Dragi colegi, vă rog. Bună ziua! Numele meu este Marian Joiman și reprezint Asociația Grupului de Susținere Locală GSR. Domnule Ministru, în localitatea Sintești, astăzi ați efectuat un control cu darul de mediu, Ministerul Mediului și Jandarmeria, Poliția și alte efective. Ca să puteți face o comparație în ce spuneți dumneavoastră de poluarea mașinilor, care tot face referire, mai ales în perioada aceasta în care mașinile toate, majoritatea au stagnat. De ce nu ați efectuat un control și asupra grotii de gunoi Ecosud, să vedeți, să puteți compara gradul de poluare al emisiilor? Stimați colegi, aș vrea să informez opinia publică din București și din țară și să vă spun că sunt, cred că, primul ministru care, într-un mandat foarte scurt, a vizitat numeroase depozite ecologice de deșeuri. Așa trebuie să se numească, care, în mod normal, din păcate, sunt doar niște grob de gunoi. Aș vrea să vă spun că personal am fost și la Vidra, și la Glina, am fost și la cea de la Chiajna, am fost și în Prahova, și în Sighetul Marmației, și în Călăraș, și în multe alte, pe multe astfel de depozite. Toate aceste depozite, și dacă este să ne referim la București, toate cele trei grob de gunoi ale capitalei, toate stațiile de colectare și sortare ale deșeurilor din București, au fost vizitate de mine, de secretarul de stat Mircea Fechet, de colegii de la Garda Națională de Mediu, iar toate aceste
de depozite și stații, au planuri de măsuri de implementat, li s-au aplicat sancțiuni pentru neregulile care au fost descoperite acolo. Dar încă o dată aș vrea să fac un apel public către toate administrațiile publice locale din țară, pentru că au delegat aceste servicii de salubrizare, să urmărească ca toate aceste ținte de colectare separată și de reciclare să fie atinse. Pentru că am constatat cu toții că pe aceste depozite avem suficient de mari cantități de PET-uri, doze de aluminiu, sticle care, în mod normal, ar trebui să ajungă în economia circulară, să fie reciclate și, evident, nu pe banii noștri, ai contribuabililor, să ajungă pe groapa de gunoi. Domnul nostru, o secundă că avem și o întrebare de la un coleg care ne urmărește online pe Facebook, Bogdan Isopescu de la Radio România. Actualități întreabă ce aport are praful de pe câmpurile agricole în cuantumul general al poluării cu PM10 din București. Am avut un episod, n-aș vrea să găsesc, cu siguranță a fost în martie, când în zona sectorului 6, din cauza direcției vântului și a vitezei cu care asta, au fost și cazuri în care praful purtător de PM10 a ajuns în București. Cum avem astfel de episoade cauzate de condițiile meteorologice în, peste tot prin țară și, evident, nu poți, sub o formă sau alta, să controlezi fenomenele meteorologice. Ele se întâmplă peste tot în Europa sau în lume. Vă rog, doamne. Dacă tot nu mai am corect, nu vreau să abuzez de bunăvoința lor și a dumneavoastră. Vreau să vă întreb, ați spus că primarii de sectori și primarul general al capitalei au fost amendați cu o persoană fizică. Absolut din întâmplare. Știți care este amenda pe care au primit-o? Da, cred că cuantumul amenzilor date pe persoană fizică pentru primarii din București este în jur de 7500 de lei. De 7500 de lei cap de primar. Și al doilea lucru, dacă ați văzut că nu se întâmplă nimic, deci primăria capitalei nu mișcă nimic, mă rog, nu luăm de ce, care, cum, are electoral sau neelectoral. Ministerul Mediului intenționează să ia anumite măsuri care se ducă la limitarea acestor creștere, sau mai bine zis, directă a poluării. Unu, din trafic, că a spus că asta este, și doi, nu a spus că ați fi identificat care sunt alte surse de poluare în afară de trafic. Părerea mea este că vine de la construcții și mai vine poate vântul din Bărăgan. Dar, din construcții, nu există o lege a, ziceți, a deșeurilor de construcții. Nu, poate aveți intenția de a vedea cum se fac totuși construcțiile. Avem o barieră verde a Bucureștiului care dispare încet cu încet, că răsar tot felul de blocuri pe partea de nord a orașului și nu numai. Intenționa să faceți și ceva care să nu țină de primărie, care nu vrea să fac. Nu vrea asta. Dacă ar fi să ne referim la reglementare și monitorizare, vreau să vă informez pe toți că, cred că în luna martie, am avut un control de fond desfășurat de Comisarii Gărzii Naționale de Mediu pe toate șantierele din municipiul București, cred că a fost la nivel național, pentru a vedea dacă reglementările din autorizație sau acordurile de mediu au fost respectate. Pentru că, în mod normal, și în șantierele din București, la ieșirea din șantierele dezvoltatorilor imobiliari, a trebuit să vedem stații de spălare a mașinilor, ca nu tot acel măr să nu ajungă din nou pe carosabil și apoi antrenat de vânt să-l resimțim cu toții. În ceea ce privește ce face Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, este ca prin resursele pe care le are, în principal desfășurate prin programele de la Administrația Fondului de Mediu, vă repet încă o dată, finanțăm piste de biciclete, finanțăm mijloace de transport public în comun, electrice, tramvaie, troleibuze, autobuze, toate programele, stații de încărcare electrică, pentru că avem în acest an, prin sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și, mă bucur că Guvernul României, condus de Ludovic Orban, a dublat bugetul Administrației Fondului de Mediu de la 1,5 miliarde la 2,8 miliarde, avem 60.000 de vouchere pentru Rabla Classic, avem o dublare a bugetului pentru Rabla Plus mașini electrice, astfel încât 3.000 de mașini pot fi achiziționate doar în 2020, echivalent perioadei de 5 ani de când avem programul. Avem
stații din nod de încărcare, avem finanțare pe GNC, astfel încât toate aceste mijloace de transport public în comun, poluante, să poată să fie schimbate cu mijloace de transport public prietele noastre cu mediul. Avem de asemenea, și vreau să informez încă o dată pe bucureșteni și pe toți românii, am urcat din consultare publică Casa Eficientă Energetică, prin care 100 de milioane de euro vor ajunge la 10.000 de beneficiari în acest an, prin care cu maxim 15.000 de euro pot să-și eficientizeze din punct de vedere energetic locuințele, evident și încălzirea rezidențială fiind un factor poluant, așa cum ați menționat și dumneavoastră. De aceea îmi afirm încă o dată, sprijinul pentru toate acțiunile și programele pe care le desfășurăm, fie la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, fie acțiunilor implementate de Guvernul României pentru reducerea poluării și, evident, pentru a crea condiții prietnice și optime de viață tuturor românilor. Vă mulțumesc! Și noi.